și un 1 la 1 care la voi se simte mai mult ca o înfrângere, având în vedere contextul. Da, ce să zic, e trist așa puțin, pentru că am avut o ocazie să mai adăugăm câteva puncte în clasament, dar altceva ce să zic. Păi aș vrea eu să te întreb, de ce n-ați forțat mai mult să dați și golul 2, că se închideam? Da, și ei s-au apurat supraaglomerat, am încercat să venim cu mingi în careu, n-am reușit să înscriem și scor periculos, s-a întâmplat catastrofa, să spun așa, dar trebuie să ținem capul sus, până la urmă, asta e... Trebuie să ne gândim la viitor. Vom avea un meci foarte greu la Buzău și nici acolo nu trebuie să pierdem. Trecutul nu-l mai pot schimba, nu trebuie să facem o mormântare acum. Deși e trist, cum am mai zis, e foarte trist, dar trebuie să ținem capul sus și să continuăm pe aceeași linie, să încercăm să nu pierdem și să încercăm și să câștigăm. Dar, da, e trist, dar asta e, mergem mai departe. Să știi că a sunat așa discurs de jucător care e la o echipă care e pe podium, adică e acolo sus, e bine și nu face tragedie. Da, uite, să știi că noi nu ne gândim, nici măcar poate câteodată nu ne uităm nici la clasament, pentru că... Dar poate trebuie să stai secret. Da, trebuie să luăm fiecare meci în parte, am discutat asta în vestiar, de fiecare dată o discutăm în fiecare săptămână, trebuie să luăm fiecare meci în parte. La fotbal, până la urmă, e o luptă pe care trebuie să o câștigi și cine e mai motivat, cine e dispus la un sacrificiu mai mare, ăla câștigă. Spune-mi puțin, mai ales de începutul meciului, pentru că am văzut că te-ai ciondănit acolo cu comandă la primul duel, din primele secunde, la un moment dat și arbitrul v-a chemat pe amândoi. Până la urmă, tu, așa, discutând sincer, ți-ai făcut treaba, adică l-ai provocat, l-ai făcut să-și ia un galben, apoi un roșu. Tot din nervozitatea aia, nu? Da, adică cred că... Adică ai avut și două contribuții, clar. Cred că am destulă experiență și am acumulat pe parcursul anilor, am văzut cum joacă alți fundași centrali, i-am studiat, îmi place să mă uit și cred că fotbalul e un joc de contact, până la urmă. Asta trebuie să înțeleagă, poate... toți fotbaliștii și mie îmi place să intru în contact. Fotbalul, cum am zis, un joc de contact, învinge întotdeauna cel mai motivat și cel mai deștept, poate. Am înțeles că s-au mai rezolvat puțin și din problemele financiare. Da, nu vreau să discut despre asta. Am întrebat, pot să nu comentez. E o seară puțin tristă, dar, cum am zis, capul sus, merge mai departe. Trebuie să rămânem o familie, toți uniți, pentru că e un moment greu, dar până la urmă n-am pierdut. Mulțumesc! Plăcere!